sărbătoarea de astăzi reprezintă pentru toată comunitatea din Vârful Câmpului și pentru cei care astăzi sunt prezenți aici, cu adevărat o zi de sărbătoare, o zi care vine să mulțumească atât pe cei de aici din zonă, cât și pe alții, în special vârvenii, pentru că până la urmă această activitate, această acțiune pe care am inițiat-o de fapt anul trecut, este ca o mănușă, aș spune eu, adresată consătenilor mei, care cu adevărat au arătat că sunt gospodari, că au aplicare față de ceea ce înseamnă frumos, tradiție, port popular, meșteșuguri, animale, legume, fructe. Dumneavoastră ați văzut în standurile respective atât de multe exponate și atât de diverse. Am considerat totodată ca acțiunea de astăzi să fie nu numai socializare, dar cei care au venit din afară să cunoască produsele, să cunoască tot ce au expus ei acolo, să poată să-și vândă mai ușor marfa, să poată să aibă mai multe beneficii. Eu vreau să mulțumesc frumos oficialităților județului care astăzi au participat, mi-au fost alături ca întotdeauna, ca mai la toate activitățile pe care eu le fac aici în comună, prefectului județului, președintelui Consiliului Județean, domnilor senatori și deputați, consilierilor județeni, care prin prezența lor aici, nu numai că mi-au fost mie alături, dar arată și un respect și o prețuire față de Comuna Vârful Câmpului. Vă mulțumesc, doamna primar, pentru invitație. Este o plăcere pentru mine să particip la zilele Comunei Vârful Câmpului. Mă bucur să constat că tradiția românească este respectată și păstrată în contextul unei societăți în continuă transformare spre modern. Vă felicit, doamna primar, pentru tot ceea ce faceți pentru această comună. Vă felicit pentru organizarea acestui eveniment. Tuturor vă doresc multă sănătate, putere de muncă, să aveți succes în activitatea pe care o desfășurați și să vă bucurați din plin de aceste momente de sărbătoare pregătite cu atâta simț de răspundere de doamna primar și echipa dumnei. O comună de oameni gospodari de pe Valea Siretului, o comună cu oameni frumoși, iubitori de animale. Am văzut expoziția de la dumneavoastră din comună și doamna primar, țin să vă felicit pentru organizare. Să mulțumesc și Consiliul Local pentru faptul că ați hotărât să astăzi să fie sărbătoarea Comunei Vârful Câmpului. Am fost întotdeauna și voi fi alături de doamna primar Maria Huțu, un primar destoinic al județului Botoșani, un primar care dorește aici, în această minunată localitate, să aducă bunăstare și nimic mai mult. Și o face cu foarte mult simț de răspundere. Vreau să o felicit din suflet pe doamna primar Mariana Huțu pentru ceea ce face, pentru responsabilitatea cu care duce mai departe numele acestei minunate comune, pentru maniera în care știe să respecte tradiția și, spun eu, tradiție la ea acasă. Suntem aici, pe de altă parte, din respect pentru dumneavoastră, pentru ceea ce sunteți și să vă arătăm încă o dată aprecierea noastră. Până la urmă, când premiezi niște cupluri, niște oameni care 50 de ani au conviețuit
și care sunt un model pentru copiilor, pentru nepoților, pentru noi toți, de altfel pentru întreaga comunitate. Sigur, să le dea Dumnezeu sănătate, să le dea putere de muncă și, de ce nu, la cât mai multe exemple de acest gen. Foarte bine, suntem comună de Pront în comuna Vârfucându-l, în județul Botoșani. Suntem pe Valea Sărietul, avem un primar foarte bun, gospodar și cu minte. Foarte bun! Chine poți anunț cu noi? Asta e perioada. Poți la fotbal, n-ai. E care cu treburile lor. Deocamdată mulțumim frumos. E interesant, e ceva inovator, e bun. Eu am goblenuri cu sute în mână. Interesant, n-am mai fost niciodată, e prima dată când particip. E frumos. Particip cu un fel de cusutură ucraineană, se numește cusutura cu biser. Cămăș, gobleni, icoane, orice. Mi se pare foarte frumos, cu miere de albine, tei, floarea soarelui, propolis. Producție proprie, Da, producție proprie, da.